roteau pe puștiul vesel și atât de talentat. Ilie dădea senzația tuturor că în fenta sa amanetase și viitorul lui, dar și trecutul lor. Tot în 1974 este chemat și la Națională. E cel mai bun, cel mai tânăr și cel mai îndrăzneț. Avea să rămână cu toate aceste atribute până la sfârșit, în 1985, plus încă un an. Cel mai mare. A știut-o însă de la început. Și a fost Franța, la Paris, lângă cei de la Guadalajara, la 17 ani, Ilie ține minte însă tot de parcă a fost ieri. Și parcă a fost chiar ieri. Chiar ieri. Ecoutez les hymnes. C'est l'équipe de Roumanie que vous voici avec Radu Canu dans les buts, avec Angelini qui est un jeune, beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe entraînée par Valentin Staneciu. De nombreux jeunes, Angelini, c'est sa première sélection, il a 20 ans. Cristache, c'est sa première sélection, il n'a que 23 ans. Radu Canu, le gardien, est déjà très connu, il disputa la Coupe du Monde. Antonescu, Baldeanu, encore de nouveaux joueurs. Dinu, lui, est très connu, c'est le capitaine numéro 6. Il est étudiant en sciences politiques à Bucarest. C'est sa 40e sélection ce soir. Iordanescu, 23 ans, 12e sélection. Balacci, c'est sa première sélection. Il a 18 ans seulement, le numéro 8, Balacci. C'est le plus jeune joueur sur le terrain ce soir, alors que Troy en est à sa 3e sélection. Dumitrac, lui aussi, très connu, il était à Mexico, fête sa 25e sélection. Et que Kuhn, l'ailier gauche, fête lui sa première sélection. Et voilà l'équipe française avec des nouveaux. Nouveau banc d'essai, Stéphane Kovac et son expérience continue. Devant lui, Balacci. Derrière Dinu, c'est Balacci qui est servi. Non, il n'y avait pas hors-jeu. La combinaison sur l'ailier gauche de l'équipe de Roumanie. Couffrant rapidement joué. Attention à Balacci. Balacci. Il a voulu croiser avec l'autre ailier, Balacci. Angelini. Tire de très loin, directement sur Bertrand Neumann. C'est sans doute c'est le premier tir dangereux depuis 25 minutes. Pour l'équipe de Roumanie, Guillou, beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme, beaucoup d'équilibre chez ce joueur de Angers. Guillou, faute de Balacci, le numéro 8. Ah. À Monsieur Hamoud. Balacci, athlétique pour un garçon de 17 ans, Balacci. 73-73, Iordanescu, beaucoup de balles passent par Iordanescu, Balacci. Balacci, oh là là, une faute, attention. Au-dessus, il était temps. Troy a essayé de surprendre par une balle haute. Bertrand Demann qui était sorti. Il était temps. Bertrand Demann s'était avancé. Iordanescu. Balacci, c'est bien joué ça. Dumitrac, Iordanescu! Am jucat destul de bine. Țin minte că la o fază undeva un tușe în partea dreaptă, am durat la vreo 3-4 inși. Și în momentul ăla, se poate să seamă că la timpul ăla nu eram vorbitor de limbă franceză. În școală făcusem rusa. Nu știu ce a spus, că tot stadionul a început să aplaude. Ulterior mi-a spus, neamintică, Metea, dacă ai auzit de el. Un român plecat de mult în Franța, un adevărat domn și
După meci, el mi-a spus că Crainicu le-a spus vârsta pe care o am. La timpul ăla ceva, 17 ani și 6 luni, ceva în genul ăsta. Și a început. După campioana unei mari iubiri vine un timp în care respirația se taie și Craiova începe nu doar să spere, ci și să creadă în soarta ei. E convinsă că Balaci le știe pe toate și atunci începe să le învețe și ea. Iar Craiova începe să fie atentă la gesturi, la titluri și la glorie. În tot acest timp vine și pleacă de la Craiova micul Napoleon, Titi Teașcă, despre care Balaci și compania au păreri de aproape, de rațiune și simțire, cum se spune în Tribuna Britanică. El pe unde a fost, n-a fost dus de nimeni altcineva decât, să zic așa, recomandat probabil de Adrian Ponescu. Cui putea să-i recomande? Membrilor de partid, primului secretar, primarilor, Dumnezeu știe. Cu siguranță și la Craiova a ajuns așa, că am curat să fac pariu pe orice, că Sturea nu l-ar fi adus niciodată. Niciodată și pentru micul nume. Acum el era, acum sincer, un munte ca și președinte de club. E greu să cred că ar fi putut face ce prostie asta. Dar convins că l-au adus alții, care ulterior l-au susținut și au făcut lumea să creadă cu adevărat că la timpul ăla Titi Teașcă deținea el și probabil pe bancă Titi Deliu erau singurii posesori ai telefoanelor mobile din timp. Cu trei etape înainte, l-am îndepărtat pe Teașcă. Noi echipa. Pentru că el a vrut să ne îndepărteze pe mine și pe Beldean. Unii de la partid de acord cu el. Neaflorică Radu, profesor universitar care la timpul ăla făcea parte din conjurerea clubului Craiova, a venit și le-a spus oamenilor pe șleau ce crede despre Teașcă. Omul credea ce credeam și noi. Și le-a spus în fața lui Teașcă, în fața tuturor, în sala de la, în aula de la universitate, Teașcă și-a luat pălăria și bastonul, dar nu ala de mareșal, și-a pus pălăria pe cap și a zis, domnilor, vă salut, eu nu am, din momentul ăsta nu mai am ce discuta cu dumneavoastră, că sunteți niște... Așa se face că în 1977 Craiova joacă finala Cupei României fără antrenorul Teașcă pe bancă, dar cu secundul lui Constantin Deliu. Acesta aplaudă trupa rebelă a lui Ilie și pe Ilie însuși, șef recunoscut de bandă. Teașcă pleacă lăsând în urmă o piesă din al cărei angrenaj nu făcuse parte poate niciodată. Balaci a trecut de Florin Marin, este urmărit de Ion, Ion și Sameș, Balaci în careu, Moraru, gol! Balaci, autorul golului. Minutul 51 al meciului, Universitatea Craiova conduce cu 1-0. Minutul 19 al reprizii a doua, pătrundere Balaci. Cârțu în luptă cu Ion Ion. Cârțu și 2-0 pentru Universitatea Craiova. A Elenei, Florin Marin, gol! În
Minutul 77, Steaua în 10 jucători reduce diferența prin Florin Marin. Este prima cupa României câștigată de formația Universitatea Craiova. O victorie datorată voinței, marii puteri de luptă și a unei ambiții fără egal. O victorie a celor peste 30.000 de spectatori prezenți meci de meci în tribunele stadionului central din Craiova. O victorie a întregii oltenii fotbalistice, care cu siguranță își va întâmpina învingătorii cu sărutări și brațele încărcate de flori. Antrenorul Constantin Deliu este purtat pe brațe de jucătorii săi, dar am fi nedrepți dacă am uita marea contribuție la această victorie a antrenorului Constantin Teașcă. După titlul de campion din 1980, Europa devenea tot mai atrăgătoare la Craiova. Dar până la marea epopee a ciocnirii cu Benfica, mai este. Gașca a mers departe, parcă anticipând ce se va întâmpla mai târziu. Erau deja Universitatea de Fotbal Craiova, cu numele, cu faptele, cu milioanele lor de suporteri și chiar cu supranumele lor. Unii dintre ei chiar își cântau aceste nume. Nu e nicio glumă, îl cântau. Dacă mi-i arăți pe toți în pufoaici și de la spate, îi recunosc azi. Eu pe Silvică nici acum nu strig Silvică, strig Babane. Pe Nea strig Negoro. Pe Limbă strig Fălci sau Limbă, pe Tilihoi. Pe Costică strig Măgaru. Pe Nea strig Roșu, pe Ungureanu. Pe Costică strig Orbule. Aveam doi orbi. Unul care nu bătea cu ochiul drept, Cicreanu, și alaltul nu bătea cu ochiul stângul Donas. Unul cânta, altul fluiera când alergau în teren. Cu mingea la picioare. Chiorul fluiera. Așa conducea. Ludina București așa i-a dat. Le-a fluierat Ludina București de la centru până la ei, care le-a fluierat. Atacă craiovenii prin Donose. Pătrundere individuală lui Donose și gol! 1-1! Minutul 32, ceea ce presimțeam s-a întâmplat. Ofensiva craioveană a dat rezultate. Donose a pătruns și a egalat. Un gol meritat al oaspeților, care au avut mai mult inițiativa în minutele de după golul înscris de Dudu Georgescu. Lusărin, cum îi ziceam? Paralitic. Luzoli, ziceam... Gigi Amoroso. Zoli era veșnic îndrăgostit. Lui Giorgău, Gheorghiță. Mie îmi ziceau Cioara. Dacă am trăit în cartier țigănesc, dacă eram țigan, eu eram reprezentantul românilor în Parlamentul României. Ilie în teren și în afara terenului era un vulcan. Era liderul echipei, jucător de excepție, unul dintre cei mai mari care a avut România. Ilie avea, ca să-i spun așa, un vocabular mai aparte al lui, dar avea un suflet excepțional. De acest lucru mi-am dat seama mult mai târziu. El era mai dur, fiind și un lider de echipe, era mai dur. Am fost un tip și sunt și acum un tip mai sensibil și chiar el de multe ori mai și glumea. Cântau și pentru că aveau dirijor. Și asta cu toate că Balaci se juca atunci când juca. Era mai mult decât un dirijor. De cele mai multe ori era pur și simplu compozitorul. Balaci n-a păstrat dovezi ale trecerii geniului său prin castelele mari ale Europei și ale lumii, dar are prietenii de atunci și de azi și adversarii, tot de atunci. Europa s-a închinat de la început. Încet, apoi mai mult, mai șocant, mai tulburător și mai surprinsă. Mult mai surprinsă, aproape ca Maradona în meciul dintre vis și realitate. În 1982, apogeul carierei lui Ilie îi oferă turneul sud-american și întâlnirea Tango cu Diego Armando Maradona. E meciul în care Ilie, capitan al României, îi entuziasmează pe toți, dar mai ales pe Victor Hugo Morales. A fost un semn că locul lui Ilie era între cei mai mari. Balaci nu are nevoie de timp pentru a-și aduce aminte. Meciul a fost parcă ieri și el are
acum 26 de ani. Moraru, Rednic, Gărgulescu, Bogdan, Ciclianu, Andone, Gabor, Klein, Camataru, Voloni, Balaș. Capitan Balaș. Buscando Balaș. Camataru que va al medio, toque de Gabor, otra vez Balaș, insiste, solo está Chicleano en el medio, no lo vio. Boloni buscando número 7, Gabor, Gabor, atención, Tarantini cubriendo, ahí está, otra vez Tarantini, Balaș, sigue Balaș, cerca estaba Klein, insiste Balaș, marcando Gallego, sale Holguín, invalido, cobró falta, busca. Está marcando otra vez Balaș, el número 11. Rednik. Gărgulescu tocó buscando al número 11, Balaș. Buscando el número 11. Balaș. Ahí está Balaș. Se quedan muy parados los compañeros de Ardiles. Por eso le comprometen la salida. Buscando otra vez a Balaș. Va llegando Balaș, ¿eh? Se quiere acomodar para pegarle. Atención, cuidado. Va, le pegó Balaș el arquero. Se iba perfilando absolutamente libre. Canta Holguín, marcando Balaș. Va llegando Holguín. Insiste el número 4. Sigue 0 a 0 en la primera etapa. Ese es Balaș. A matar un cerca. Sigue Balaș. Gabor quedó en el medio. Va girando otra vez Balaș. Insiste. Vamos a ver. Marcando pasarela. Otra vez llegando Balaș. Sigue. Insiste el número 11. Ahí se viene. Buscando a Klein. Bandera en alto. Cubriendo pasarela. Ahí está Balaș. Marcando a Riles. Está solo Klein. Absolutamente libre a la izquierda. Sigue Balaș. Buscando a Turco. Offside. Offside. Buscando a Balaș. Lo marcaba Díaz. Sigue Balaș. Marca Gallego. Insiste, dejó a Balaș. Todos se la dejan a este número 11, capitán del equipo. Gabor. Chicleano. Marcaba Galván. Va al pelotazo. Buscando a Klein, atención. Picando Turco en el medio. Ahí va el pelotazo. Buscando a Turco. Va llegando. Tarantini cubriendo. Piñol se le fue. Tarantini con Turco ahí. Uno que se va es Balaș, el número 11. Está ingresando el número 15, Agustín. Y el número 17, Piñol Gau. Partidele din aceea epopee a Cupei UEFA încep de fapt cu o dublă din Cupa Cupelor cu Dinamo Moscova. Erau meciuri care veneau după cupa câștigată în 78 în fața unei Olimpii din Satu Mare. Când Craiova devine maxima, Ilie devine și el tătic. Balaș trage adânc din țigară și nu te lasă să greșești. El știe cum a fost pentru că e viața lui. Ne împăcăm și încercăm să aflăm de ce maxima nu l-a vrut și capitan, ci doar autor. Vorbește numărul 8, adică infinitul blond al fotbalului oltean. După plecarea lui Julenco, eu am rămas capitan de echipă. Și dacă ți-au ce aminte, cu Teașcă, noi am ajuns în semifinala Cupei României, s-a jucat un meci la Pitești, cu o echipă din Galați. Atunci mi-am programat minta, adică un an și ceva, jumătate aproape după ce m-am căsătorit, și n-am putut să mă duc la meci. Și ăsta Teașcă, și eu fără, adică de fapt Teașcă tot timpul a spus că echipa nu înseamnă nimic dacă n-ar fi el suflerul după marge. Să sufle el partitura, să ne... Și s-a pierdut cu 1-0. 1-0. Noaptea când au venit băieți, au ajuns la Craiova, s-au dus la nuntă, marea majoritate. În două zi, mare ședință la club, la 9. Și au început să ia de jucători, că vezi, Doamne, au venit la nuntă, că n-au fost sub nicio formă marcați de rezultatul meciului. Pentru că el nu îi lăsase, nu le-a dat voie să... Le interesese să vină la nuntă. Și atunci, bineînțeles că eu am... La opoziție am început să parlamentez, să discut cu omul ăsta. O singură dată
e posibil ca o singură dată să fie nuntă în viață. Și atunci, în momentul ăsta, renunț la bandura de campion. De ce n-am purtat numărul 10? Că eu am debutat cu numărul 10 la Craiova. Îl stăpânisem de la Ivan. Între timp a venit Beldeanu, a zis că te rog, lasă-mi mie, dă-mi mie, că eu am jucat cu 10 la aici. Ia, bă, pe aici. Am trecut cu 7. Și eu le-a zis, nu, dă-mi mie, ia. Și uite așa am ajuns la 8, era liber. Niciodată n-am știut ce număr am fost fac. Pentru mine, un singur lucru era important, să fii cel mai bun. Ne întoarcem la țigări și la Leeds United. Amândouă ard repede cu ancore în prezent, pentru că între arabi Ilie nu uită cum a fost între englezi. Iar ieri, Leeds tocmai a eliminat Manchesterul lui Ferguson și suntem în 2010. Cred că de perioada de glorie a Universității Craiova, eu așa o consider, a început în 79, când am reușit să eliminăm Leeds United, iar Ilie a fost cel care a marcat unul dintre cele 4 goluri împotriva celor de la Leeds. Nu a fost un alt ca jucător mare și la propriu și la figurat. A reușit să înscrie cu capul. Este ironia sorții împotriva englezilor, care prin excelență sunt considerat jucători foarte buni al jocului aerian. Craiovenii conduc mai departe cu 1-0, dar jocul lor, vă repet, n-a mai avut clar viziunea și mai cu seamă forța de penetrație din prima repriză. Acum să vedem dacă va reuși cămătarul ceva cu acest contraatac. A reușit să ia balonul. Irimescu, șut! Fantastic gol! Marchează Irimescu cu 6 minute de sfârșit. O bombă pe care a lăsat knockout pe portarul englez. Ilie și-aduce aminte și de păcăleala de la Leeds, pentru că tot de Valentin Stănescu se leagă amintirile lui cele mai dragi, chiar și cu râsul abia ținut. Ajungem acolo, aveam 2-0, 2-0 cu mai englezii, ce înseamnă? Absolut nimic. Mai ales că încă nu eram stăpân pe picioare. Ne-a tinel, ne împarte în două echipe, eu cu Cârțul.